Dragi prieteni, suntem în platoul emisiunii Școala din Emaus și de aici, de la Madrid, am bucuria să vă salut. Iată, mergem mai departe, suntem la lecția numărul 5 și vorbim de data aceasta de vestea bună a judecății. Curios, nu? Cum poate fi judecata o veste bună? Fără alte cuvinte de introducere, ardem de nerăbdare să intrăm în culisele acestei lecții și de data aceasta, din nou îi salut pe cei doi pastori invitați. Bine ai venit, Ștefan! Cum un drag, fratenelu! Sergiu! Mulțumesc! Avem o misiune grea, să vedem dacă judecata e o veste bună sau e o veste rea, nu? Și din nou aș face apel la textul cu care începe lecția noastră, da? El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu, dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. În lecția anterioară am explorat cumva temerea de Dumnezeu, ascultarea și ce înseamnă a-i da slavă. Acum ne rămâne să vedem ce e cu judecata și cu vestea bună, nu? Faptul că vine judecata, asta nu este cumva... Nu pot înțelege oamenii cumva ca o motivație greșită, cumva forțată, să te închini lui Dumnezeu, să-i dai slavă, să asculți de El, pentru că vine judecata, te trage la judecată și va trebui să dai socoteală. Și asta îl determină pe cel care citește și înțelege lucrurile în felul acesta să depună eforturi în fapte, să facă fapte bune ca să aibă greutate la judecată, nu? Cum determină cele trei chemări pe care tocmai le enunță textul nostru pe cineva care le citește și le înțelege să privească judecata ca pe o evanghelie, ca pe o veste bună și nu una despre care ți-e teamă și vrei să o îndepărtezi cât mai mult de tine? Eu aici văd mai multe aspecte legate de înțelegerea judecății. În primul rând, că noi trebuie să avem o perspectivă corectă asupra judecății divine. Judecata aceasta întotdeauna implică două părți. Cineva care este îndreptățit și cineva care este condamnat. Iar poporul lui Dumnezeu la această judecată este poporul îndreptățit. Dumnezeu face dreptate poporului său. Și asta e imaginea despre judecată pe care o găsim foarte pregnantă în cartea lui Daniel. Da? Și în al doilea rând, noi trebuie să vedem că această judecată, nu, despre ea nu se vorbește la viitor, ci la trecut a venit ceasul judecății. Adică această judecată se ține în timp ce Evanghelia se predică. Adică e o judecată în care încă lucrurile se pot schimba. Această imagine despre judecata desfășurată acum o găsim și în cartea profetului Daniel în capitolul 7, când se vorbește de faptul că în timp ce cornul cel mic lucrează, interesant este acolo că porțiunile care descriu pământul sunt în proză și cele care descriu cerul sunt în versuri, dar este imaginea cornului cel mic aici și apoi pe partea următoare și între ele Daniel vede scena judecății cerești. Aceste două elemente se leagă foarte bine cu ceea ce credem noi ca adventiști, că de la 1844 începe o judecată de cercetare în care Dumnezeu prezintă în fața Universului deciziile pe care le ia în dreptul fiecăruia, de mântuire sau nu. Și aș mai adăuga un ultim element aici. De ce Dumnezeu nu face o judecată după ce omul a murit? Da, omul a murit și atunci e judecata. Pentru că atât pedeapsa, cât și harul lui Hristos, în dreptul celor care l-au primit, nu acoperă doar păcatul în sine, ci acoperă sau vine și pentru efectele păcatului. Adică păcatul lui Avram cu roaba lui nu este doar un păcat punctual atunci, ci câte efecte au fost în timp până la vremea sfârșitului. Atunci harul lui Hristos acoperă tot. Da, mulțumesc, Sergiu. Mi s-a părut foarte frumos că ați legat ideea de judecată de veste bună. Cum poate fi judecata o veste bună? Însă, dacă ne uităm cu atenție în prima solie îngerească, textul nu spune temeți-vă Dumnezeu, dați-i slavă că vine judecata.
Aici ar semna un pic, ar semna un pic amenințare, nu? Dar și judecata pentru cineva care vrea să-i se facă dreptate și nu este vinovat, așteaptă judecata, cu drag, nu? Însă vreau ca să ne uităm un pic în, din perspectiva lui Iisus ce înseamnă judecata. Ioan capitolul 3, faimosul verset. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu că a dat pe singurul lui, fiu ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Și spune Iisus, căci Dumnezeu nu l-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Cel ce crede în el nu este judecat. Însă cel ce nu crede a și fost judecat pentru că nu a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Versetul 19, și judecata este aceasta. Lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Deci oricine săvârșește rele, urăște lumina și nu vine la lumină ca să-i se dea în vileag faptele. Dar cel ce trăiește adevărul vine la lumină ca să fie dezvăluite faptele, fiindcă sunt înfăptuite în Dumnezeu. Imediat comentăm aceste versete. Un al doilea verset, tot de Iisus spus. Capitolul 5. De fapt, trei versete din capitolul 5. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată. Termenul din limba greacă este crisis, judecată, decizie, momentul decizional. Vale? Ce a trecut din moarte la viață. Nu fiți uimiți de acest lucru, Ioan 5:28, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Și aici îmi place foarte mult versetul 29. Și vor ieși din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Cei ce au săvârșit rău vor învia pentru judecată. Are? Și Apostolul Pavel în Timotei spune, păcatele unor oameni sunt descoperite, sunt făcute vizibile și merg înainte la judecată. Iar ale altora vin pe urmă. Ce înțelegem din această suită de versete? Cel puțin așa cum le-am înțeles și le-am citit din Scriptură. Scopul întrupării lui Hristos nu a fost judecata oamenilor, ci mântuirea lor. Să-i pună pe oameni în fața darului lui Dumnezeu. Acum, tot Iisus spune că toți cei care îl acceptă pe Iisus nu mai sunt condamnați pentru că au trecut din moarte la viață. Păcatele lor au fost făcute cunoscute și vinovăția lor a fost rezolvată prin cine? Prin viața, moartea, învierea, înălțarea, slujirea lui Hristos în sanctuar. Acum, toți cei care nu îl acceptă pe Hristos se așează ei înșiși sub judecată și condamnare. De ce? Pentru că situația păcatelor lor nu este rezolvată, ci va trebui să fie rezolvată când? La momentul judecății finale. De aceea Iisus spunea, unii vor învia pentru viață, ei au trecut deja prin judecată, lor li s-au rezolvat problemele dinainte, în timp ce pentru alții învierea înseamnă judecată, pentru că ei n-au ales să se expună la lumină ca faptele lor să fie date în vileag, nu? De aceea, atunci când va avea loc învierea, cei care l-au acceptat pe Iisus văd a doua venire ca prin un lucru frumos, plăcut, plin de speranță. În timp ce toți ceilalți ce spun? Munților, stâncilor, cădeți peste noi și acoperiți-ne că e jale mare. Vine judecata, nu? De aceea, acceptarea lui Hristos ne pune în fața judecății astăzi și ne rezolvă problemele păcatelor și a vinovăției noastre și, mai mult decât atât, ne oferă viața. Pentru că unii vor învia pentru viață veșnică. Din această perspectivă, în suita de versete pe care le-am menționat, judecata este o veste bună. A sosit ceasul judecății pentru că Dumnezeu se pregătește să vină. Dumnezeu trece, să zic, își face evaluarea. După cine mă duc? După Nelu, după Sergiu, după Ștefan, după Cutare, după Cutare. Vin după ei. La, o să clarificăm mai multe lucruri. Îmi vine în minte textul pe care îl găsim în Isaia, capitolul 1. Veniți să ne judecăm acum, da? Ca să nu avem probleme atunci. Să ne judecăm acum, să rezolvăm problema pentru mântuire. Acum venim. Veniți să ne judecăm, da. Atunci este veniți la judecată. Exact, exact. Mulțumesc, Ștefan, te rog, Sergiu. Deci, ar fi aici foarte mult de discutat. Recomand tuturor celor care ne urmăresc, cel puțin în engleză și în spaniolă, știu că există, o carte scrisă de un distins teolog adventist, William Shea, în care el abordează tema aceasta a judecății preadvente, de cercetare, care pornește și de la o logică, da? Înainte de sentință, este o parte de investigare. Și judecata aceasta o găsim în tipologia de la sanctuar, o găsim în Daniel 7, o găsim după aceea în Apocalipsa, când se măsoară
curtea, dar nu se merge și în curtea neamurilor, sunt lăsați nemăsurați, o găsim după aceea în multe parabole de ale Domnului Hristos. Da? Spre exemplu, parabola cu nunta fiului de împărat. Intră tot și buni și răi, dar vine un moment în care stăpânul își vede oaspeții. Da? Evaluează. Ori în Daniel capitolul 7, pentru mine este cea mai clară scenă a judecății preadvente, în care se deschid cărțile și în care sunt două categorii. Cornul cel mic e judecat, care pretinde a fi adevăratul urmaș al lui Hristos, și biserica lui Hristos sau cei care au luat numele lui asupra lor, și Dumnezeu face dreptatea unora și condamnă pe alții. De ce? Să nu uităm că de-a lungul miilor de ani de creștinism, cei mai mari credincioși al lui Dumnezeu au fost condamnați ca martiri și cei care au fost condamnați aveau N nume de sfinți, preasfântul și așa mai departe. Și atunci Dumnezeu face o judecată, face dreptate. Mulțumesc, Sergiu. Judecata are de-a face cu Satana, cu demonii, și Biblia spune lucrul acesta, stăpânitorul lumii acestea și a fost judecat, spune Domnul Hristos, cu oamenii buni și cu oamenii răi. Acum, cum împăcați imaginea unui Dumnezeu care va rosti o judecată aspră pentru cei răi, și Biblia spune lucrul acesta, și asta cu diavolul în frunte, nu? Și una plină de îndurare, de milă, îmbibată cu dragoste, da? Pentru cei buni. Și acum întrebarea este, de ce credeți că în dreptul celor pierduți nu a funcționat mila și iertarea? Sau a funcționat mila și iertarea? Cred. Pentru că există imaginea aceasta, Dumnezeu pentru unii are milă, pentru unii nu. Eu văd aici, Nelu, că unul care ar avea o asemenea problemă cu Dumnezeu nu are nicio problemă să fie prieten cu un medic care într-o zi operează și amputează un membru la cineva. Nu are nicio problemă să fie prieten cu un polițist care la un moment dat prinde un infractor și îl duce unde trebuie să fie. Dar își creează o problemă artificială cu împăratul Universului care face dreptate. Eu văd într-adevăr că, deși nu e ușor să înțelegem, dar până la urmă și nimicirea finală e un act de dreptate, dar și de bunătate, pentru că răul și păcatul, imaginați-vă un hoț dus în ceruri, da? Păi ăsta se îmbolnăvește acolo, da? Să mergi pe străzi de aur, să nu poți fura de acolo nimic, înțelegeți? Deci nu s-ar simți bine într-un mediu pentru veșnicie dacă tu nu te-ai pregătit. Pentru că Dumnezeu ce nu va face, nu va spăla creierul nimănui. Da? Și atunci eu văd și în judecata finală un act de bunătate a lui Dumnezeu. Mulțumesc, Sergiu. Cărțile biblice, Daniel și Apocalipsa, și ați făcut referință la, cel puțin, Sergiu, la cartea lui Daniel, deschid o fereastră prin care credinciosul, cititorul, pătrunde în sala al tronului lui Dumnezeu, unde are loc judecata și judecare care stabilește destinul final al oricărui pământean care este judecat. Avem aici, în scena din Apocalipsa, l-avem pe judecătorul, curcubeul în jurul tronului, 4 făpturi vii, 24 de bătrâni, îngeri, heruvim și așa mai departe. Și avem acel oratoriu al biruinței, vrednic ești, Doamne, să primești slava, cinstea și închinarea și așa mai departe. Aș vrea să vă întreb, poate că intrăm puțin în a detalia cumva aceste prezențe din sala tronului. Ce importanță considerați că au toate aceste detalii pe care Biblia ni le descoperă pentru cititor, ce trebuie să înțeleagă clar un cititor care găsește această imagine, această scenă, da, al ceasului judecății, în așa fel încât ceasul judecății pentru el să fie unul așteptat, unul dorit? Atunci când mă gândesc la la judecata la care faceți referință, și ținând cont că vorbim despre Apocalips, capitolul 14, a sosit ceasul judecății lui, este evident vorba despre o judecată care are loc înainte
de a doua venire a lui Hristos. Și tot ceea ce are loc înainte de a doua venire, orice judecată care are loc înainte de a doua venire, are ca scop să îl favorizeze pe om în sensul că să-l justifice, să-l îndreptățească, pentru că Domnul Hristos este încă mântuitor, nu? Încă mijlocitor pentru om. Apocalipsa capitolul 22 chiar spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia. Așadar, răsplata care este viața veșnică se aduce celor credincioși care au trecut deja prin judecată atunci când are loc a doua venire a lui Hristos. Tot Apostolul Pavel spune atât în Romani cât și în Corinteni, căci toți vom sta înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu, și apoi în Corinteni, fiindcă toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în timp ce era în trup, fie bine, fie rău. Din această perspectivă, toți credincioșii trec și ei printr-o judecată, trec și ei printr-o evaluare. Aluzia pe care a făcut-o fratele Sergiu, care este observată în cartea lui Daniel. Acceptându-L pe Hristos și identificându-ne cu Domnul Hristos, problema păcatelor noastre a fost rezolvată la cruce și nu mai este nevoie de o evaluare a acelorași lucruri care au fost asimilate de Hristos și care au fost rezolvate. Dar judecata aceasta din capitolul 14 nu se face pentru că Dumnezeu a uitat ce a făcut individul și trebuie să îi se readucă încă o dată aminte ce a făcut Ștefan pentru ca să vadă dacă merită sau nu merită să fie mântuit. Dumnezeu este atotștiutor. Judecata aceasta are mai degrabă de a face cu caracterul lui Dumnezeu în fața Universului, în fața tuturor ființelor create. Sunt trei versete care le-am menționat într-un alt context în care am vorbit. În Efeseni, Apostolul Pavel spune, atunci când vorbește despre biserică și despre planul lui Dumnezeu, spune că este dorința lui Dumnezeu să pună în lumină înaintea tuturor administrarea acestei taine ascunse de veacuri în Dumnezeu, care a creat toate lucrurile, și acum explică, pentru ca domniile și autoritățile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespusă de felurita lui Dumnezeu după planul veșnic. Deci este nevoie de această judecată pentru ca autoritățile cerești, pentru ca celelalte ființe create, să vadă prin biserică, prin judecata acelor sfinți, cum este caracterul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu drept, este Dumnezeu bun, este Dumnezeu dragoste sau este Dumnezeu arbitrar, așa cum a planteat Satana acea îndoială. Petru spune lucruri la care chiar și îngerii doresc să privească și Pavel zice în Corinteni că suntem un spectacol pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Nu și-ar avea sens dacă pentru lume s-ar referi la oameni, pentru că ar fi exact același lucru. Ori aici termenul lume este cosmos. Ori prin această judecată Dumnezeu arată că este dragoste și drept în același timp și că a respectat în orice moment libertatea ființelor create. Libertatea celor care fie s-au închinat, fie nu s-au închinat. Nu? Fie au ales să fie mântuiți, fie au ales să nu fie mântuiți. Judecata aceasta pune în evidență faptul că acuzațiile Satanei n-au niciun fundament, că Dumnezeu n-a manipulat pe nimeni ca să îi se închine, ci că toți cei care i s-au închinat, i s-au închinat pentru că au ales să o facă și pentru că au ales să fie de partea lui Dumnezeu în ciuda circumstanțelor, chiar și atunci când Dumnezeu n-a intervenit. Ori pentru ei Dumnezeu se pregătește și vine ca să iei. Aș vrea să insist pe de ce aceste prezențe, 24 de bătrâni, heruvim, curcubeul, tronul, vrea Dumnezeu să-l impresioneze pe cititor, ce impact ar trebui să aibă asta asupra... Mesajul pe care îl iau și din Apocalipsa și din Daniel, unde nu este atât de detaliat, dar apare ideea de o imensitate de martori, înțeleg de acolo două, chiar trei lucruri interesante. Unu, că dacă Dumnezeu ar face judecata doar pentru El, nu i-ar trebui pe nimeni și nu ar avea nevoie de timp. Corect. Și s-a făcut. Dar văd aici că în judecata aceasta, Dumnezeu își prezintă deciziile în fața Universului în așa fel încât la sfârșitul acestei judecăți se spune Dumnezeu este drept. Da? Ori judecata aceasta este și un moment în care Universul vede într-adevăr pe ce criterii Dumnezeu decide. Pentru că până la urmă la judecata aceasta se decide soarta veșnică a fiecărei ființe de pe planeta Pământ. Da? De asta e frumos aici că
Există ființe cerești, există îngeri, există și reprezentanța ai pământului, da, cei 24 de bătrâni cu toată simbolistica. Eu aici nu aș intra foarte mult în detalii, pentru că nu știm până la urmă, dar văd aici o simbolistică, și anume de ce 24, 12 plus 12. Dar înțeleg că la judecata aceasta Hristos e reprezentantul nostru, dar mai sunt și alți martori dintre ai noștri. În așa fel încât să se garanteze imparțialitatea deciziei. Da? Și noi trebuie să mai știm încă ceva, că cel care judecă e fratele, e mântuitorul, e creatorul nostru. De asta e frumoasă imaginea din Isaia, veniți astăzi să ne judecăm. Da? Avem nevoie că atunci când ne gândim la judecată, să ne gândim că Dumnezeu face judecata aceasta împotriva cornului mic și în favoarea poporului său. Da, mulțumesc. Eu când mă gândesc la scena aceasta din Apocalips, cu curcubeul în jurul tronului, care este o imagine, dacă este să ne folosim doar de imagistica din Vechiul Testament, este o imagine a speranței, a faptului că Dumnezeu, în ciuda faptului că păcatul a afectat existența natura umană, Dumnezeu încă mai vede speranță. Prezența celor 24 de bătrâni, așa cum a menționat Sergio, văd ca pe o dovadă a faptului că cei care sunt prezenți acolo pot să confirme exact cum au loc toate lucrurile. Iar partea cea mai interesantă, cum spune Apocalips, că toți vor zice drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Nu există îndoială cu privire la caracterul lui Dumnezeu. Eu aș mai adăuga, Anelu, un element aici. Sunt multe lucruri de discutat despre judecată. Cu siguranță multe vor rămâne în afara discuției noastre. Dar aș vrea să observăm și unitatea Scripturii. Da, scrisă de diversi oameni, în diverse timpuri, în diverse locuri. Dar gândiți-vă că Daniel spune, s-a ținut judecata, s-au deschis cărțile. Nu s-a deschis doar o carte, s-au deschis cărțile. Și când studiem tema aceasta, descoperim într-adevăr că în ceruri Dumnezeu ține cont de mai multe rapoarte. Da? Și Maleah vorbește de ceva și Apocalipsa. Și îmi place să văd că această judecată nu ține cont doar unilateral de un aspect. Da? Pentru că uneori noi credem și ne place ideea asta de sertar, viața spirituală împachetată și pusă într-un sertar, ci este o judecată care privește ființa umană în complexitatea ei. Da? Și de asta nu se deschide doar cartea, se deschid cărțile. Am avut o scenă, am condus la un autocar un prieten care era șofer și a plecat din Spania singur și în momentul în care s-a urcat în autocar, era un model mai vechi, a desfăcut un căpăcel, a pus acolo tahograful, a pus acolo un cerculeț de hârtie și zic, bă, dar ăsta de ce? Păi zice, ăsta e cel care mă înregistrează, când face pauză, câți kilometri a avut, câte ore a condus. Și mi-am dat seama dintr-o dată că omul ăsta nu are libertatea pe care o am eu când mă urc în mașină, că nu mă înregistrează nimeni, sau cel puțin așa cred. Ideea este că noi privim judecata din perspectiva aceasta frumoasă a Evangheliei, dar trebuie să știm că judecata are o parte extrem de obiectivă. Adică harul e cel care acoperă tot, dar are o parte care ține de cărți, de registre, de documente. Și aici tot Scriptura spune frumos, da, că omul va da socoteală pentru orice cuvânt. Folositor. Mergem mai departe în scena din Apocalipsa, pentru că găsim aici miezul frumuseții tabloului acestuia. Găsim imnul biruinței, oratorul magnific de care vorbeam anterior, și acest oratoriu, această izbucnire de laudă va începe când nodul gordian al universului va fi deznodat, da? Ioan plânge văzând că nimeni nu ia cartea ca să-i rupă pe cețile și să deznoade ce e acolo. Și vede Ioan în viziune, vede
mielul care părea junghiat și care a luat cartea din mâna îngerului care avea cartea. Apare aici un paradox. Ioan plânge văzând suspansul creat că nu se găsea nimeni și unul din cei 24 de bătrâni îi dă asigurarea, îi promite că va interveni leul. Deci observați, apare mielul și unul din 24 de bătrâni spune leul din seminția lui David, mielul și leul. Ioan vede mielul. Bătrânul îi spune leul. Vorbind de judecată, de ce avem aici leul? De ce avem aici mielul? Ce mesaj transmite acest tablou? Cum explicați judecata din punctul acesta de vedere? Mielul și leul. Aceste două imagini, leul lui David, nu? Și mielul, sunt o reprezentare a, eu așa o înțeleg, a întregului plan de mântuire. Pentru că leul este manifestarea lui Dumnezeu, a divinității, a suveranității lui Dumnezeu și a atributurilor sale divine, iar mielul reprezintă imaginea întrupării aceluiași Dumnezeu, a dragostei întrupate, care trece prin toate fazele experienței umane, inclusiv a morții, pentru ca să-i răscumpere pe indivizi. Interesant este că apare în contextul judecății și ori în contextul judecății, lucru cel mai relevant din aceste două imagini este imaginea mielului, care este înjunghiat. Este imaginea mielului pentru că, în realitate, dacă vreți, Apocalipsa încearcă să ne spună că mielul cel junghiat este, de fapt, leul care s-a întrupat, a trăit, a fost persecutat, să zicem, vorbind doar de imaginea aceasta, de prorocul mincinos, de fiară și de balaur inclusiv, a biruit moartea, a biruit minciuna, a biruit toate tacticile pe care balaurul a încercat să le transmită și apoi el vine iarăși ca să termine această judecată. El a trecut prin experiențele umane ca miel, tocmai pentru a se arate că a împărtășit experiența noastră și a biruit pe teritoriul experienței umane și apoi se întoarce iarăși ca leu ca să termine acest proces și să revindice caracterul lui Dumnezeu, să arate că în realitate Dumnezeu nu este în spatele imaginii pe care balaurul o prezintă, ci Dumnezeu este în spatele mielului care se sacrifică, care se lasă junghiat, pentru alege să fie junghiat, pentru ca omul să poată să fie mântuit. Și interesant este că oratorul de care vorbim începe cu vrednic este mielul care a fost junghiat. Și tocmai vrednic înseamnă că fără imaginea mielului junghiat, leul nu putea deschide pecetea. Eu aș vrea să observăm că, practic, Apocalipsa e un program, un soft de teologie, care arată conexiunile între cărțile Noului Testament și cărțile Vechiului Testament. Și dacă e să punem citări directe, aluzii chiar sau ecouri, Apocalipsa de departe este cartea care are cele mai multe ecouri din Vechiul Testament. Deci de departe. Ca să înțelegi practic Apocalipsa, trebuie să înțelegi bine tot Vechiul Testament. Și aici Hristos este descris prin imagini obișnuite pentru cititorii Vechiului Testament. Da? Să nu uităm că Iuda e simbolizat printr-un leu și Hristos vine din Iuda. Să nu uităm că tot Vechiul Testament vorbește de mielul lui Dumnezeu și Ioan predică și repetă predica aceea, iată mielul lui Dumnezeu. Practic, aici Apocalipsa ne identifică pe Hristos în această dublă calitate de împărat și de substitut al nostru, da? Și pentru că vorbim de o licărire a cerului în contextul judecății, îmi place, așa, la nivel de paranteză, să observăm un lucru, această cântare frumoasă a cerului, care este opusă de multe ori cu ceea ce suntem noi obișnuiți. De exemplu, noi avem un program în biserică și considerăm top cu cât cântă mai puțini. Da? Adică cântă biserica, cântăm toți. După aia cântă corul. Ei, e ceva mai. După aceea, din cor, rămân doar patru.
da? Și din ăștia patru rămâne unul singur. În închinarea asta din ceruri, observați că încep cele patru făpturi vii, un quartet, după aceea continuă cei 24 de bătrâni, strofa 2, după aia strofa 3 cântă și cele patru făpturi și bătrânii, și în ultima strofă, zice versetul 13 din capitolul 5, și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit cântând, da, zicând. Adică închinarea asta cerească pornește de la puțin și îi cuprinde pe toți. Da, timpul nostru se apropie de încheiere. Aș vrea ca și concluzie, scurt. A sosit ceasul judecății sau va veni judecata? Care este vestea bună? A sosit ceasul judecății, pentru că, să-l citesc pe Pavel, ceasul judecății care pune în lumină înaintea tuturor administrarea acestei taine ascunse de veacuri în Dumnezeu, pentru ca domnirile și autoritățile din locul cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea spusă de felurita lui Dumnezeu. Dar așa cum a spus Iisus, vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși din ele. Cei care au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei care au săvârșit răul vor învia pentru judecată. Prima judecată este o veste bună pentru cei care au ales să se creadă Dumnezeu, și această veste bună ne invită la uimire, admirație, respect, slavă, închinare. A doua judecată este o veste bună pentru cei care au ales să-L privească pe Dumnezeu din perspectiva uimirii, admirația, respectului, a slavei, în timp ce ceilalți au ales să fugă de Dumnezeu. Și interesant, cum au ales să fugă de Dumnezeu, atunci când Dumnezeu vine a doua oară, Hristos vine a doua oară, vor continua să fugă la stânci și la munți și le vor spune: acoperiți-ne, pentru că vine ziua judecății. Pentru ei este o veste teribilă, în timp ce pentru ceilalți este, în sfârșit, vine Salvatorul nostru. Mulțumesc, Ștefan. Într-adevăr, trebuie să dăm crezare Apocalipsei. Ceasul judecății a venit. Dacă e să mai facem un pas, cartea profetului Daniel, în capitolul 8, cu 14, ne spune și de când a venit ceasul acesta, 1844. Iar anul acesta, e foarte interesant, e confirmat de profeția din Daniel 9. Și toate evangheliile confirmă Daniel 9. Iisus este botezat, într-adevăr, în anul 27. Evangheliile confirmă că Iisus moare în anul 31, potrivit cu Daniel 9, și tot Evangheliile, și aici intervine și Epistola către Galateni și Faptele Apostolilor, se poate observa că Pavel, martirizarea lui Ștefan și chemarea lui Pavel au loc în anul 34. Deci, 1844 este confirmat de Daniel 9 mai târziu și de împlinirea lui în Evanghelie. Deci ceasul judecății a venit. Mulțumesc, Sergiu. Tu deja ne-ai introdus în următoarea lecție. Dragi prieteni, aș încheia cu ceea ce prorocul Isaia spune: veniți totul să ne judecăm. Da, vestea bună este că încă putem să ne judecăm cu Dumnezeul nostru, putem să mărturisim păcatul, putem să primim iertarea Lui, să beneficiem de dragostea Lui, pentru ca nu cumva să fim în ipostaza, să așteptăm judecata aceea care ne va condamna pentru pierzare veșnică. Fie ca lecția pe care astăzi tocmai am explorat-o să ne ajute în sensul acesta. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost cu noi, mulțumesc Ștefan, mulțumesc Sergiu, pentru că plăcere. Și de data aceasta ne-ați ajutat să înțelegem adevărurile Scripturii. Până la o nouă întâlnire în școala din Emaus, dragi prieteni, vă spun la revedere, toate bune și pe curând!